O turmă de zimbri a fost surprinsă într-o pădure a Parcului Natural Vânătorii Neamț. Imagini spectaculoase cu exemplarele de aproape o tonă au fost postate de Rom Silva pe pagina de Facebook. Turma de zimbri și-a făcut apariția în Parcul Natural Vânător Neamț. În filmarea realizată de unul dintre angajații Rom Silva, se pot vedea exemplarele de aproape o tonă, formată din femele și masculi menși. Două dintre animale au văzut camera de filmat, însă nu au fost deranjate de angajatul Rom Silva, care se afla într-o acțiune de monitorizare. Cu toate acestea, la scurt timp, turma de zimbri s-a retras din fața obiectivului de filmat. Zimbrul poate ajunge până la 920 de kg. Kilograme, iar femelele au o greutate mai mică, între 320 și 640 de kilograme. De regulă, masculii sunt solitari, iar femelele de zimbru aflate în libertate trăiesc în turmă alături de pui, până când aceștia ating maturitatea. Din cauza braconajului a vânătorii și a distrugerii habitatului, zimbrul a dispărut din România. Zimbrii au fost reintroduși în fauna României în anul 1958, la aproape două secole de la dispariția lor, de către silvicultorii români prin aducerea din Polonia a doi zimbri numiți Podarec și Polonca. Treptat s-au format mai multe nuclee de zimbri, unul dintre acestea fiind cel din Parcul Natural Vânători Neamț, potrivit reprezentanților Rom Silva.